nu ai experiență de acest gen pentru tine? Eu joc mult fotbal, dar prima dată când încerc să mă calific pentru Rio. Dar emoții aici pe heliport? Nu e chiar ușor, adică important e să nu dai cu mingea prea tare, că e înălțimea mare. Ați putea ajunge voi la Rio dacă n-a reușit naționala? Frumos era să ajungă naționala și noi să mergem să-i încurajăm, dar știi cum, mai salvezi ce se mai poate salva. Ce faci? Ce faci pe echipă cu Moșu, cu Mariu? Categoric, îmi voi face o echipă și voi participa. Da. Nu știu până unde voi ajunge, ar fi prea frumos să ajungem la Rio, dar... Ce că... poți joci, atacant? De obicei joc atacant, dar depinde și unde mă pune antrenorul. Moșu zice că nu prea știe fotbalul, la joci? Păi atunci să nu fim în aceeași echipă. Ce fotbalul se de unde? Din Legante. Sunt foarte mulți fotbaliști buni. Sincer, nu sunt mare expert, așa să-mi dau cu părerea, dar, spre exemplu, Chiricheș mi-a plăcut foarte mult. Adică, scuze. Chiricheș mi-a plăcut foarte mult, fiindcă se vede că și știe fotbal, e și foarte muncitor, se implică foarte mult în jocul echipei. Titlul cine crezi că-l ia? Cred că va fi o luptă foarte strânsă anul ăsta. Nu știu, una dintre cele trei, Petrolul, Astra sau Steaua. Tu cine te-ai dori? Nu pot să zic neapărat că am o echipă preferată, dar nu știu, Steaua. Nu a fost la Rio, nu, dar îmi doresc, pentru că dacă nu cu Bergambier, atunci sperăm la Olimpiadă, cu siguranță, să ajungem acolo, pentru că următoarea Olimpiadă va fi acolo și să aducem rezultate frumoase. Dacă îți faci o echipă de fotbal cu Doroftei, cu Mihai Leu? Ar fi o idee foarte bună, dar din păcate timpul nu-mi permite, pentru că, cum am spus, acum sunt antrenor și având două antrenamente zilnic, nu cred că aș avea timp să mai joc și fotbal. În această... Mai joc din când în când, dar nu pentru a ajunge la Rio cu fotbal. Ți-a fost teamă să urci aici? Nu, nu mi-a fost teamă. Probabil că dacă mi-ar fi fost teamă, s-ar fi văzut și în gimnastică. Pentru că și acolo este un sport foarte riscant, cu foarte multe elemente acrobatice de zbor și cred că s-ar fi văzut. N-aș fi făcut performanță nici în gimnastică. Te gândești să faci un demonstrativ la calul cu mânere aici, la înălțime? Dacă e nevoie, cu cea mai mare plăcere. Nu cred că m-ar deranja cu nimic. Cum a fost această experiență? Una minunată. Cred că este o idee extraordinară pentru cei de la Bergambier să facă acest lucru. Și eu le urez mult succes și Doamne ajută pentru toți iubitorii fotbalului să vină, să se înscrie și să joace. Nici mie nu mi-a mers odată, nu mi-a mers a doua oară, după care am renunțat. Am crezut că nu mai am permis vârsta, dar am greșit. Cred că trebuie să merită o schimbare.